Emisiune susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină, și Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Sunt fericită că suntem împreună, dar sunt fericită și datorită faptului că astăzi sărbătorim Ziua Universală a IEI. Un fenomen, dragii mei, care a reușit în câțiva ani, un fenomen absolut extraordinar, a reușit, cum spuneam, în câțiva ani să cuprindă întreaga planetă. Astăzi, toată planeta se îmbracă în IE. IEA românească, eu o port astăzi cu mare bucurie, cu mare mândrie, cred că și dumneavoastră, oriunde v-ați afla, români, oriunde v-ați afla, astăzi purtați o parte din costumul nostru popular, dar de ce nu tot costumul? Pentru că astăzi, după cum vă spun, dragii mei, suntem români și suntem mândri pentru că avem așa ei frumoase. Și eu zic că astăzi nu avem doar un motiv de sărbătoare, ci și o emisiune foarte interesantă și zic să înceapă. Holstein Ro Progressive Tour, dragii mei, a doua ediție a circuitului de informare și documentare care a fost organizat de Asociația Crescătorilor Holstein din România. Au mers la un laborator în Ungaria, care este frate, ca să spun așa, cu laboratorul nostru al Asociației Crescătorilor Văcuțelor Holstein din România. Dragii mei, acolo în Ungaria și secțiunea privată și secțiunea de stat, dar și asociațiile au un singur laborator. La noi fiecare are câte un laborator și poate că totuși ar trebui să învățăm câte ceva de la frații noștri ungari. Asociația Holstein Ro a organizat a doua ediție a circuitului Holstein Ro Progressive Tour, dedicat fermierilor și ziariștilor. De data aceasta, delegația s-a îndreptat spre Ungaria pentru a vizita trei obiective extrem de interesante: un laborator de determinare a calității laptelui și a furajelor, un centru de tauri unde se află 60 de exemplare de elită provenite din Ungaria, Germania, Franța, Italia și, mai nou, România, și o fermă de elită care produce zilnic 13.800 de litri de lapte. Despre toate acestea vom vorbi pe rând în edițiile următoare. Ajunși la laboratorul din Ghiodolo, am făcut cunoștință cu directorul instituției, o prezență specială, aș zice, de la care am aflat detalii legate de funcționarea acestuia, facilitățile oferite și legătura foarte strânsă pe care o mențin cu fermierii. Prezent în delegația română, Tamaș Naghi, fermier cu experiență în creșterea rasei Angus, ne-a însoțit în vizita noastră, asigurând cu plăcere de fiecare dată traducerea. Această unitate deține în aceeași incintă două laboratoare, respectiv laboratorul de lapte și cel de determinare a calității furajelor. Specialiștii de aici oferă servicii de consultanță fermelor de lapte, însă serviciul de bază rămâne determinarea calității laptelui provenit din fermele membrilor înscriși în Asociația Holstein Ungaria. Cu o tradiție de peste 15 ani, acesta funcționează sub acreditarea instituțiilor abilitate din Ungaria, fiind recunoscută conform normelor ICAR atât partea de prelevare a probelor, transportul, cât și partea de procesare. În plus, este singurul laborator de pe teritoriul Ungariei unde se fac determinări ale calității genetice. Din ceea ce am văzut, au un laborator foarte complex. În ceea ce privește analizele, au un pachet de bază, dar fac și analize la solicitarea fermierilor. Se analizează în medie cam 8.000 de doze pe zi, în timp ce în laboratorul Asociației Holstein din România se lucrează 3.000 de probe. Un alt aspect pe care l-am remarcat este faptul că, spre deosebire de România, unde există mai multe laboratoare, fiecare aparținând altcuiva, privat, stat sau asociație, în Ungaria, dar și în alte state cu tradiție în creșterea vacilor de lapte, cum ar fi Elveția, există un singur laborator, unde toate asociațiile trimit probe, unde toți fermierii contribuie și unde fermierii și asociațiile sunt acționari în acel laborator, alături de stat. Poate că aceasta ar fi lecția pe care o putem învăța de la vecinii noștri, pentru că, în rest, dotările și echipamentele de lucru le avem și noi. Pentru a înțelege cum funcționează acest laborator, am fost invitat să vizităm fiecare zonă. Aici, spre exemplu, este zona în care se pregătesc lădițele de expediere către controlorii din teren. Au lădițe de aluminiu, fiecare cu 100 de flaconașe codificate, care vor pleca către operatorii din teren.
régió igazgatóink, akik tartják a kapcsolatot a telepekkel és a telepeken dolgozó termelés ellenőrökkel, ők minden hónapban leadnak nekünk egy igényt, hogy hány darab ládát szeretnének melyik telepre. Este organizat, controlul este organizat la nivel teritorial regional. Fiecare regiune are un responsabil de regiune care face un necesar de lunar de lădițe. La punctul regional se expediază de către laborator lădițele cu flaconele. De acolo directorul regional organizează cu oamenii din subordine, cu controlorii, necesarul de pe ferme. Și megvan ez a lista, ami úgymond a ládaigény, akkor mi elkezdjük összekészíteni. Igazából ez egy folyamatos munka, tehát a hét minden napján zajlik ez a munka. Ha össze van készítve a láda, annyi, amennyit kért az adott partner, akkor kiküldjük, és Magyar Postával küldjük ki. Lucrează cu lădițele sunt expediate prin Poșta Națională, deci au colaborare cu Poșta Națională, care expediază lădițele către operatorii regionali. Gyakorlatilag, amikor a termelés ellenőr kimegy mintát venni, akkor már ott várják ezek a ládák. Nagyon fontos, hogy ugye milyen 50 ml-es flakonokat használunk, minden flakonon van egy vonalkód, ami többször használatos. Tehát hogy ez nem jön le a flakonról, ez kíséri a flakon, gyakorlatilag éveken keresztül használják. Nu au flacoane de unică folosință, ci folosesc flacoane care se respală, tocmai pentru eficientizarea costurilor și în scopul ăsta au achiziționat un aparat de etichetare care nu se spală și eticheta, codul unic, rămâne mai mult timp valabil și se citește de mai multe ori. Exact ca și procedura în România care se s-a gândit. Se face conexiune între codul de bare de pe flacon cu crotalul individual și astfel crotalul individual împreună cu flaconul din lădiță însoțit se returnează către laborator. Și ez egy saját fejlesztésünk már, tehát tudunk ilyen flakonokat gyártani ilyen vonalkóddal. Az a tapasztalat, hogy sokkal kevesebb a vonalkód olvasási hiba mind a telepen, mind pedig a laborban, hogyha ilyen nagy a vonalkód. Mert itt azért könnyebben megsérülhet. Asta este deja inovație proprie din experiență, că folosesc cod de bare mai mare pentru a evita erorile de citire. Mai de mult lucrau cu coduri mici, care putea să vedeți cum e aici, să se rupă și să nu mai poată fi citit. Și atunci au optat și au dezvoltat un sistem de coduri mai mari, care evită erorile accidentale. În România nu se merge pe acest sistem, pentru că noi avem un număr relativ mic de ferme și nu se poate organiza o echipă de controlori oficial care să facă într-o lună un număr mic de ferme. Acesta este motivul pentru care echipele de control pleacă din București luni și se întorc joi, vineri, sâmbătă. Ionuț Lupu, directorul tehnic al Asociației Holstein Ro, aprecia că din punct de vedere al modului de lucru efectiv în laborator, suntem oarecum la același nivel cu cel din Ungaria. Lucrăm în același sistem de ring test, adică probele noastre sunt verificate și în alte laboratoare, astfel încât să ne putem calibra echipamentul după alte laboratoare din Europa. Din punct de vedere al calității analizelor și rezultatelor, suntem la nivelul celor din Ungaria. Cei 60 de fermieri, membri ai Asociației Holstein Ro, solicită de regulă analize care să le spună care este raportul grăsime-proteină din lapte, nivelul de uree din lapte, pentru a vedea dacă furajarea pe care o fac ei este conform strategiei pe care și-au stabilit-o cu nutriționiștii. Așadar, beneficiază de o expertiză de calitate din partea laboratorului deținut de asociația noastră. Problema asociației este că nu are încă un laborator pentru determinarea calității furajelor. Fermierul nu are nevoie doar de informații de bază care rezultă din analiza unei probe de lapte, ci aceste informații trebuie integrate într-un raport mai complex și cu alte detalii, îmi spunea Ionuț Lupu. Domnul Tamaș, surprinzătoare prezența dumneavoastră aici pentru mine, pentru că vă știu ca promotor al rasei Angus. Cum de ați venit aici, în Holstein Ro Progressive Tour?
Dar să știți că nu sunt numai promotor al Angusului, sunt și promotor al Holsteinului și al Bălțatei, ca că în momentul când eram director general la NARS, sub semnătura mea s-au privatizat registrele de la stat la privați. Iar acum m-ați convins cu prezența dumneavoastră aici, da? Șase ani de zile am fost invitat de către Asociația Holstein să văd evoluția lor și să fiu alături de ei la acest tur, de unde putem constata că atât Asociația din România, cât și fermierii au avut de învățat. Da. Ieri am fost la un laborator foarte important pentru Ungaria. Aș vrea să faceți puțin o comparație între România și Ungaria la acest capitol al analizelor și competențelor pe acest domeniu. Să fiu sincer, nu pot să spun că am fost impresionat, pentru că laboratoare în România există laboratoare mai bine dotate decât în Ungaria. Problema este că nu sunt la fel de bine gestionate ca și în Ungaria. În Ungaria este un laborator central, unde se centralizează datele de la toate asociațiile, unde pleacă într-o singură bază de date, unde sunt trase concluziile centralizat, unde se monitorizează aproape tot efectivul, nu numai din punct de vedere al performanțelor productive, cât și din punct de vedere al sănătății. Ceea ce este foarte important. Și în România acest lucru încă nu funcționează foarte bine și încă mai este de lucrat. Practic ei au o singură voce atunci când vorbesc despre rezultatele unor analize. Ce se întâmplă în schimb în România? Pentru că oamenii nu știu cum funcționează sistemul la noi. Ceea ce privește controlul calității laptelui, mă refer la partea de reproducție necesar pentru partea de ameliorare, în România sunt laboratoare, unele aparțin statului, unele aparțin asociației, unele sunt în mediul privat. În schimb, aici ați văzut unul singur în care și privatul și statul sunt coacționari. Adică și statul are acțiuni în laborator, și asociația are acțiuni în laborator, și compania privată are acțiuni în laborator. Deci este un mix care funcționează foarte bine. Iar ce este de remarcat, că pe lângă analizele strict de calitate, mă refer aici la proteină, grăsime, celuloză și ce cazeină și toate datele ce se prelucrează, se ocupă și de partea de microbiologie și mai face și prestări de servicii, determinări de gestație, etc. pentru fermieri. Deci este un lucru foarte important și în timp real, ați văzut că rezultatele se întorc în timp real atât la asociație cât și la fermier, de unde fermierul să poate rapid să tragă concluzii atât de necesare pentru managementul corect al fermei. Mi se pare o relație foarte apropiată și foarte importantă, cum a spus și dumneavoastră, între acest laborator și fermier. Și la mijloc să spunem că este asociația care Correct. Coalizează această relație. La noi este posibil ca rezultatele să difere de la un laborator la altul, tocmai pentru că sunt gestionate de instituții diferite? S-au făcut pași foarte importanti și în România. Există deja, laboratoarele sunt agrenate sau sunt recunoscute RENAR, iar sunt teste interlaborator, deci până acum câțiva ani aceste lucruri puteau să existe, dar și în România aceste lucruri deja sunt eliminate în mare parte. Eu pot să spun că și România este pe direcția bună, mai are de făcut pași, nu ne putem compara cu o țară care demarează programul de ameliorare de peste 38 de ani, iar la noi are o tradiție în acest format de asociație de 6 ani de zile, din 2012. Deci chiar nu ne putem compara să avem chiar așa evoluție rapidă. Ceea ce alții au făcut în 38, nimeni nu poate să aștepte din partea României să facă în 6 ani. Dar pașii făcuți și de România sunt remarcabili. Cum apreciați tot acest circuit pe care l-am urmat cu toții în Holsteiner Progressive Tour? Am văzut BOS Genetic, un centru de tauri, iată astăzi o fermă de vaci, de elită a Ungariei. Cum le vedeți? M-a impresionat foarte mult la care ne aflăm astăzi. Este cea mai bună fermă din Ungaria, cu cea mai bună genetică, nu numai din Europa, din Ungaria, ci pot să spun din Europa Centrală și de Est,
o fermă care are în medie pe lactație 13.860 de litri pe 800 de vaci mulse, această performanță nu este ușor de atins. Și ceea ce ați putut constata la această fermă, că se pune foarte mare accent pe partea de bunăstare, dar în primul și în primul rând aceste rezultate se pot obține datorită geneticii și datorită unui plan foarte bine pus la punct de management, atât de reproducție cât și de furajare. Se lucrează cu un material seminal de mare valoare genetică, se furajează cu furaje de cea mai bună calitate și profesional, rețete profesional calculate pe grupe de vaci, pe grupe de lactații, ceea ce este fără care nu se poate face performanță. Deci eu pot să spun că sunt fericit că am făcut parte din această echipă. Am văzut și centrul de tauri, cam care e gândirea lor, cam care e perspectiva lor, au un ideal și au țintit și ați văzut că și-au țintit un scop unde vor să ajungă, au tras concluzie unde sunt și unde doresc să ajungă, ceea ce este foarte important și pentru România ca fermierii să se așeze în asociație, să facă analiză, să vadă unde sunt, unde doresc să ajungă și după cum ați auzit, și acest fermier exportă lapte în România. Deci noi, culmea, da, noi avem ferme și avem de învățat, dar trebuie să lăsăm orgoliile la o parte, să ne așezăm la masă. Și să admitem că mai avem de învățat. Să admitem că mai avem de învățat, iar și în România sunt ferme de urmat, cum este și a lui domnul Nicușor Șerban și alții, foarte buni, de la care fermierii au ce învăța. Nu neapărat trebuie să venim până în Ungaria sau până în Statele Unite, avem modele de urmat și în România, care deja performează și sunt competitivi, pot să fie competitivi la nivel european. Despre Corteva, dragii mei, am tot vorbit în cadrul emisiunilor noastre. Să știți însă cum momentul în care compania va fi lansată, ca să spun așa, ca o companie independentă, momentul se apropie. Acum, la sediul din Afumați, a avut loc o conferință de presă unde a participat chiar directorul pentru Europa Centrală și de Est. Ce le-a avut de spus, ce va promite fermierilor, cum îi va ajuta, aflăm în materialul următor. Humans have been farming for over 10,000 years. The birth of agriculture is what took us out of the caves and into civilization. But after all these years, the way we've farmed isn't the way we'll have to farm. You see, in 2050, we'll need to feed nearly 10 billion people. For that to happen, we're rethinking how agriculture works. We plant seeds that increase yield at a local level, protect crops with precision, and we use data and analytics to predict the weather and improve crop health. This is the farming of today. Imagine what we'll do tomorrow. We are growing progress, and with this goal in mind, we've made two companies into one. Viitorul agriculturii a fost subiectul conferinței de presă organizată de noua companie Corteva AgriScience. La sediul fabricii din Afumați, jurnaliștii s-au întâlnit cu reprezentanții companiei, au vizitat fabrica de producere semințe și au aflat care vor fi noile produse ce vor ajunge la fermierii români. Doamna Maria Cârșă, un nou eveniment Corteva, de această dată la sediul fabricii Pioneer din Afumați, o lansare pentru presă a noii companii. Aș vrea să ne, să ne faceți un scurt rezumat a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce ne-au prezentat, bineînțeles, și reprezentanții din Europa ai companiei. Astăzi este al treilea eveniment dedicat presei Media Club, ocazie cu care am lansat în fața presei agricole și nu numai noua companie Corteva și modelul de business al companiei în România. Am avut prilejul să avem alături de noi pe cei mai importanți, să spunem așa, membri ai companiei Corteva, cei care conduc Europa Centrală și de Est, care au prezentat presei care sunt intențiile și ce își dorește compania Corteva să realizeze pe piața din România și Republica Moldova.
Ați putea să ne spuneți aici cam care sunt principalele valori pe care mizează compania? Deci, în primul rând, compania își dorește să crească nivelul de trai al tuturor celor cu care intră în, să spunem așa, în contact. Este vorba de angajați, este vorba de clienți și de toți partenerii cu care ne desfășurăm activitatea, iar ca valoare primordială o reprezintă faptul că ne dorim să producem hrană pentru semenii noștri. De la Igor Teslenko, directorul companiei pentru Europa Centrală și de Est, am aflat faptul că la nivel mondial, cercetătorii lucrează neîncetat pentru a oferi fermierilor un portofoliu echilibrat care să crească productivitatea fermelor, asta în condițiile în care consumul de produse se apropie de un nivel record. Acesta a mai prezentat și Casa Corteva, formată din produse care reprezintă acoperișul, apoi sunt poziționate valorile și cum orice casă are nevoie de stâlpi de susținere, aceștia sunt formați din oamenii din echipă, soluțiile pe care le oferă, partenerii cu care compania lucrează, dar și societatea. Știm că pe piața semințelor va rămâne brandul Pioneer, ca să spunem așa. Ce se întâmplă cu celelalte produse? Cum le vor cunoaște fermierii din această toamnă și ulterior din anul următor, când știm că Corteva va fi o companie de sine stătătoare? Corteva va deveni de la jumătatea anului viitor o companie de sine stătătoare, deci se va desprinde de celelalte două mari companii din care ale marelui concern care s-a format în urma acestei fuziuni, iar produsele pe care le vom pune pe piață vor păstra, în cazul semințelor, brandul va rămâne Pioneer, se vor numi Pioneer, nu se va schimba nimic. În schimb, produsele de protecție a plantelor, Dow și DuPont, vor purta eticheta tag Corteva, dar asta cred că se va întâmpla în 2020. Jean Ionescu, directorul companiei în România și Republica Moldova, a precizat faptul că în perioada 2018-2019 fermierii români vor avea la dispoziție 2 noi hibrizi de rapiță, 5 de porumb, 2 de floarea soarelui și 1 de soia. Aceștia sunt rezultatul cercetării și vor asigura producții mai bogate în condițiile de cultivare de la noi din țară. Și în ceea ce privește produsele de protecție a plantelor, compania va pune la dispoziție noi produse, atât pentru cereale și rapiță, cât și pentru cartofi și viță de vie. Agriculture. It sustains us all and drives what we do. Growing food for tomorrow. Growing tomorrow itself, hand in hand, enriching lives, never settling, ever. We're growing progress by making every crop, field, farm stronger. We're growing progress by being the most innovative, most inclusive, most open agriculture company in the world. And our new role will bring more innovators to the table, employees, producers, consumers, the best of the best. We'll work together, not just to meet standards, but to set them. We are Corteva Agriscience, and this is the company we're creating. We're one company. We're leading the way. We're growing progress. Am vizitat de asemenea și fabrica de semințe de porumb și floarea soarelui, una dintre cele mai importante din Europa. Da, stația de la Fumați este a doua stație ca mărime din Europa Centrală și de Est. A fost construită, s-au dat în folosință în 2002 primele uscătoare și stația de condiționare de porumb, iar în următorii ani s-au construit încă 3 uscătoare, s-a construit stația de floarea soarelui. Avem în continuare investiții importante care se fac în România, deoarece România este o țară foarte importantă sau unde se produce sămânță pe peste 10.000 de hectare, producem sămânță de porumb și floarea soarelui, pentru, nu numai pentru piața locală, dar și pentru export. Thank you.
Pentru fermieri este foarte important, dragii mei, să primească sfaturi pentru ca întotdeauna să fie pregătiți să acționeze cum trebuie în fermele lor. Știți pentru ce? Pentru că dumneavoastră fermierii aveți o mare responsabilitate. Trebuie să ne asigurați hrana noastră de zi cu zi. Tocmai de aceea domnul Banu a stat de vorbă cu domnul Ioan Enoiu, un specialist în domeniul agricol, de la care avem multe de învățat. Așadar, să urmărim următorul material. Domnul doctor, am promis că o să vă mai abordez într-o serie întreagă de aspecte legate de tehnologiile agricole din teren, legate de ceea ce ar trebui să facă în general fermierii pentru a contracara, dacă pot spune așa, condițiile, aș zice, din ce în ce mai vitrege, cel puțin în anumiți ani, generate de factorii climatice. Am să vă dau, ca să fim cât mai expliciți și lumea care ne urmărește să priceapă cât mai bine, o să vă dau un exemplu. Un fermier a făcut cartarea agrochimică și o face în mod regulat, cam la 3-4 ani. A constatat că are azot chiar peste necesarul culturilor respective și producția pe care și-o planifică, fosfor cam undeva la limita maximă, potasiu nu, pH-ul neutru. În condițiile acestui an, în care, cum spuneam și data trecută, au fost precipitații puține în perioada de semănat, răsărire și primele faze de vegetație, cum ar fi trebuit să procedeze fermierul, cum să fertilizeze, cu ce să fertilizeze în condițiile și în exemplu pe care vi l-am dat, astfel încât să aibă totuși succes chiar în condițiile acestea vitrege, cum spuneam. Cum trebuia să pregătească terenul, cum trebuia să semene, la ce adâncime trebuia să semene și cu ce să fertilizeze. Sunt extrem de multe aspecte pe care le-am putea discuta. Dar le luăm pe rând. Să le luăm pe rând. Dumneavoastră a spus despre aprovizionarea cu azot, fosfor, potasiu. Trebuie să știți că dinamica azotului nu este aceea pe care noi am constatat-o la un moment dat în sol. El poate să se spele, poate să se evapore, poate să se mineralizeze și practic să nu fie disponibil pentru plantă. Corect. Fosforul, la rândul lui, el poate să fie blocat în sol sau poate să fie asimilabil. Potasiu, dacă nu este, este o problemă și trebuie dat. Astăzi, când vorbim de nutriție, dacă nu vorbim despre nutriție echilibrată, nu mai vorbim de nutriție. Dacă luăm azotul singur, noi trebuie să știm că azotul creează antagonisme majore dacă el este în surplus și a spus că avea surplus de azot. Când avea surplus de azot, ne putem aștepta ca să fie blocat calciu, să fie blocat potasiu, să fie blocat magneziu, să fie blocat boru și cupru și așa bun, mai departe. Foarte bine. Și ce trebuie făcut când are acest exces și ce vi, și în situația din, în care din prima blochează. Trebuie aplicate îngrășămintele cu eliberare controlată. În momentul în care tu l-ai controlat azotul să nu mai fie în exces, pentru că el chiar dacă aparent este în exces acolo, el poate fi inhibat ca să nu determine exces. Inhibat de ce? De inhibitorii de nitrificare care sunt în îngrășăminte. General de ce? Care sunt inhibitorii? Păi sunt o seamă de inhibitori și la uree și la noi folosim, spre exemplu, cel mai puternic inhibitor este dimetilpirazofosfat, DMPP-ul, pe care îl are Compo, da? În Novatec Classic, în celelalte forme, formule de Novatec. După aceea este uleiul de nim, pe care noi îl avem în NG-uri, în formulările NG. Sau mai există NBPT-ul, care este la fel pentru uree și pentru celelalte. Inhibitori, alți inhibitori de urează, de la uree. Și deci toți acești inhibitori, practic, controlează eliberarea azotului astfel încât planta să nu intre în exces de azot și în deficit de celelalte. Pentru că în momentul în care ai prea mult din ceva, deci dumneavoastră dacă ați băut foarte multă apă, v-ați umflat și nu mai puteți să mâncați. Planta la fel, dacă ia prea mult azot, ea nu poate să mai absorbă pe celelalte, cu atât mai mult cu cât intră în antagonism. Dacă pe excesul de azot apare sensibilitate la boli, sensibilitate la ger, sensibilitate asta, la secetă cu atât mai mult. În situația dată, ce ar trebui să facă? Iată, în momentul în care eu v-am spus, deja faza de avem, vegetație la avem soluții cu îngrășămintele cu eliberare controlată. Raportul macroelementelor contează foarte mult. Cât de mult contează în da, noile teorie, funcție de... Noile teorii arată că raporturile sunt mult, foarte, foarte mult schimbate. Ca să vă dau un exemplu. Acum 3 ani, INRA, Franța, a arătat că
Necesarul de fosfor într-o cultură care a primit o nutriție echilibrată este de 100 de ori mai mic decât este el stipulat în teoriile vechi. Pentru că, de fapt, fosforul este elementul energetic, cel care lucrează ca o pendulă, transferă, face transferul energetic. Dar în momentul în care tu ai tot ce trebuie, transferul energetic vine ca de la sine. Nu mai ai nevoie de ceva, un motor care să muncească, să tragă, să împingă și așa mai departe. Acesta este fosforul. Tu ai nevoie de foarte puțin fosfor care să ajute doar la transformările asimilatelor din fotosinteză de la o anumită formă din carbohidrați în proteine, în grăsimi, în toate celelalte. Potasiu, cât de necesar este? Absolut necesar. Absolut necesar. Potasiu este elementul cheie de balansare a tuturor celelalte elemente de nutriție. Iar azotul hrană? Azotul este hrana pentru creștere. Fosforul este cel pentru schimburi energetice, dar sunt microelementele sau oligoelementele. Sigur, sulful este foarte important pentru proteină, pentru procese energetice din nou. Magneziu nu mai vorbim. Dacă nu ai magneziu, nu ai clorofilă cât trebuie și nu ai fotosinteză, sigur, nu ai randament fotosintetic, nu ai producție. Pur și simplu, magneziu. După aceea, calciu. Dacă nu ai calciu, cum se calculează necesarul de macroelemente și microelemente, iată că ați pomenit și de ele, cum se calculează? În funcție de ce? De tipul de sol, de cartarea agrochimică, de necesarul existent în sol, se calculează. De nivelul de producție pe care îl aștepți, pe care ți-l planifici? Acum, lucrurile acestea sunt un pic mai delicate. Nu poate să-l calculeze chiar oricine, pe de o parte. Pe de altă parte, lucrurile trebuie gândite în sistem, nu numai. Deci eu dacă dau o cantitate relativ mică din produsele acestea, pentru că randamentul de utilizare la îngrășămintele clasice este undeva între 15 și 30%, iar la îngrășămintele acestea randamentul de utilizare în mod curent este 50-60%, iar dacă vii și stimulezi cu îngrășăminte foliare, cu biostimulator, te duci la 80-90%. Culmea care este? Că de foarte multe ori la sfârșitul perioadei de vegetație vezi că în sol ai mai mult decât ai avut la început. Mm-hmm. Vi se pare interesant? Foarte interesant este și faptul că îmi spuneți de raportul ăsta de utilizare, care înseamnă că un îngrășământ cu eliberare controlată poate fi aplicat într-o cantitate cu 2-3 ori mai mic decât cele clasice. Exact. Foarte important. În contextul în care crește producția cu 20-30 până la 50%. Vă dau un exemplu. Franța, da? Franța are zone Alsacia. Alsacia sunt terenuri nisipoase, pietroase. Înainte, fără 1500 de kilograme la hectar, nu discutam. Așa este, da, știu. Astăzi dau 600-700 de kilograme din îngrășăminte din acestea cu eliberare controlată, adaugă în perioada de vegetație. La nivel de o treime față de clasice, aproximativ, da? Cam 40%. Da? În contextul în care au crescut producția cu 30% și au crescut și elementele de calitate cu 20-25%. Dispuneți de asemenea, se dispune în România de asemenea noi, îngrășăminte cu eliberare controlată? Noi le avem și le punem la dispoziție oricând. Și tocmai aici este diferența. Dar bătălia este deocamdată cu clasicul, cu ceea ce știe și fermierul, cu ceea ce sunt și interese, alte interese să se vândă încă cele vechi, pentru că la noi în România se poate. Eu cel puțin uneori glumind le spun fermierilor, nu, ceea ce luați de la noi e gratis. Deși sunt mai scumpe la prima vedere, da, când le cumperi. Dar la final, când tragi linia, sunt mult mai eficiente economic decât cele clasice. Pentru că gândiți-vă, dacă la cele clasice, să spunem că am un randament mediu de 25%, da? 75% din ce am cheltuit s-au dus în aer. Știți cât se cheltuie pe îngrășăminte? Între 800 și 1000 de lei pe hectar. Așa este. Încă o întrebare. În condițiile în care, iată, ne aflăm la începutul lunii iunie, prima parte a lunii iunie, deja culturile sunt în plină vegetație în cea mai mare parte din țară, s-au aplicat îngrășăminte clasice, da, să spunem. Așa. Ne aud fermieri acum, ne urmăresc și se întreabă, băi, știi, are dreptate Enoiu, dar ce aș putea să mai fac în momentul ăsta? În primul rând să se uite pe site-ul Naturevo, că între altele noi am scris la un moment dat, anul trecut, în sute de rețete adaptate pentru recolte bogate. Deci acolo vor găsi și câteva rețete chiar. Dar nu sunt toate valabile pentru orice. Noi însă avem o forță de vânzări de 40 de oameni. Am început să colaborăm din ce în ce mai mult și cu alți distribuitori.
îi instruim și pe ei cu ce soluții trebuie să aplice în diferite locații. Deci asigurați consultanță în condițiile în noi care o solicită? Noi continuu facem consultanță. Bine, nu celor care au jumătate de hectar, un hectar. Să deci înțeleg din ceea ce ați spus dumneavoastră, ca rezumând, mă rog, rezumând discuția noastră, că în momentul ăsta, în condițiile în care a practicat o tehnologie clasică, privind lucrările, semânța, fertilizarea, eventual tratamentele necesare fiecărei specifice fiecărei culturi, în momentul ăsta, ca fertilizare, ar putea să mai facă doar foliar. Da, pentru că fertilizarea cu azot acum, dacă este și secetă, practic azotul acela se pierde. Eventual. Chiar în condițiile deci, unui dacă se face, dacă cu eliberare se face controlată. Îngrășământul cu eliberare controlată până își dă drumul, deci deja se intră în faza de recoltare, dacă sigur, este odată. Sigur. Eventual îngrășămintele lichide, dacă se pot aplica. Și acum sunt deja îngrășăminte lichide cu eliberare controlată. Și acum, dragii mei, vom face un popas în Oltenia. Colega mea, Larisa, a fost acolo pentru că a cunoscut un tânăr fermier cu o istorie extraordinară. O poveste plină de succes, dar drumul înspre succes, să știți că a fost foarte sinuos. A studiat, a muncit în străinătate, s-a întors în țară, a pornit de la zero, se bucură acum de roadele muncii sale, dar nu se oprește aici. O poveste frumoasă cu un final pe care o să-l vedem, dacă va fi frumos, în materialul care urmează. Ionuț, ne aflăm în județul Olt. Despre tine am aflat inițial din presa locală, dar cred că trebuie să promovăm exemple ca tine și la nivel național. Da. Aș vrea să te prezinți mai întâi și să ne spui de unde ai început munca în agricultură. Da, eu am început munca inițial în Scoția, plecând în timpul facultății ca și un schimb de experiență. Ce facultate? Facultatea de Management în cadrul Universității de Științe Agricole București. Inițial m-am dus pentru un singur sezon, așa plănuisem, și ulterior am fost 6 ani la rând în aceeași fermă, o fermă cu obiect de activitate, producția de căpșuni și zmeură. Mai aveau și alte fructe de pădure, dar suprafețe mai mici. Și acolo am început să îndrăgesc cultura căpșunului, cultura cu care am început și eu în ferma mea. În ce an ai plecat prima oară? În ce an de facultate? În 2008, în anul întâi de facultate, și ulterior în ceilalți 6 ani veneam periodic înapoi, continuam studiile, îmi susțineam examenele și plecam în extra sezonul facultății. Este foarte bine, pentru că mă gândesc că ai acumulat experiențe la nivel teoretic, să spunem, da. Dar practic, pentru că asta ne doare cel mai tare după ce ieșim de pe băncile școlii, practica. Ai învățat să lucrezi în agricultură, da, în Scoția. Da, practica de acolo am dobândit-o și am mai lucrat la încă o companie în țara noastră, care companie, prin training-urile oferite, m-a învățat să cunosc tainele nutriției plantelor. Și după aia toată fitotehnologia, studiind zi de zi, cumula cu practica, cu sfaturi de la prieteni, m-au făcut să ajung la un nivel, zic eu, destul de ridicat de cunoștințe în domeniul agriculturii. Și de când ai început, practic, și cu ce cultură? Păi în 2012 am avut în testare 4 soiuri de căpșuni, ulterior am renunțat la 2 dintre ele și de anul trecut am decât unul care îl folosesc pentru că este extra timpuriu, are un nivel ridicat de zahăr în fruct și, cum să spun, asta mă ajută să valorific avantajul solarului, pentru că eu am căpșunile în solar. Și ce suprafață? Cu ce suprafață ai început? La ora actuală 1500 de metri pătrați. Și inițial? Inițial am avut 1500 de metri pătrați în solar, mai am încă 1500 de metri în câmp care o să fie și ei acoperiți și cred eu că până în iarnă o să mai fie încă 4000 de metri pătrați. Deci vorbim la nivel de culturi, nu doar de căpșuni. Vorbim doar de căpșuni. Doar de căpșuni. Doar de căpșuni. Și la nivel de întreaga activitate? La nivel de întreaga activitate cred că depășesc ușor un hectar de legume, fructe, ca și cultură. Pe teren propriu, în arendă? Teren propriu. Deci atâta, ai avut de unde să încep, cu ce să încep, ca să da, spunem păi așa? Da, păi practic bănuții care îi acumulam acolo, investeam la noi în țară. I-am investit în țară. Mai întâi am cumpărat terenurile, după aia practic am pornit de la zero. Am făcut garduri, fântâni. E o investiție destul de importantă. Cu cât ai început? Ce investiție inițială și cât din 2012 până în prezent?
undeva între 25 și 30 de mii au fost bănuții mei. După aia am luat prima tranșă, instalarea tinerilor fermieri, 30 de mii. Acum vă spun sincer că apelez un pic la bancă ca să mă extind. Urmează și a doua tranșă. Încă mai avem de investit ca să ajunge la un nivel mare. Ce culturi ai în prezent? Păi avem și ardei în solar, ardei gras și capia. Avem 1100 de metri pătrați de tomate în solar. Suntem beneficiari și ai sprijinului de minimis, cei 3000 de euro. Am aproape 2000 de metri pătrați de zmeură în câmp. Sper să o protejez și pe ea, măcar cu plasele acelea antigrindine și de umbrire, pentru că este o zmeură remontantă și produce până în decembrie, dacă nu avem parte de brumă mai devreme. După aceea avem și roșii în câmp, avem vinete, ardei, capia în câmp și gogoșară în câmp. Haideți să vorbim mai întâi despre roșii, pentru că iată ne aflăm la intrarea într-un solar cu roșii. Este foarte cald, trebuie să spunem, dar activitatea nu stă în loc nici pe astfel de temperaturi, pentru că este nevoie să culegeți roșiile, să mergeți cu ele în piață. Da, suntem în plin sezon, soția este la piață, avem un loc în piața Zahana, în Slatina. Soția este la vânzare, eu mă ocup de partea de recoltare și transport. Mai am și sprijin, da, ne mai ajutăm cu vecinii, cu rudele care cum putem, pentru că fiind în plină expansiune, în plină modernizare, întotdeauna e câte ceva de făcut și atunci încercăm să le îmbinăm. Ce ne poți spune despre cultura de roșii? 1100 de metri pătrați sunt protejați, în spațiu protejat, dintre care aproape 800 de metri pătrați sunt și încălziți. Anul ăsta am o tată centrală. Sper să mă întind pe toate celelalte. Eu am început să recoltez destul de devreme anul ăsta. În ce perioadă? Păi la începutul lunii mai, 4 mai, dacă nu mă înșel. Pe viitor, cu siguranță, o să fac și mai devreme. Centrala am mutat-o la sfârșitul lunii februarie și nu am putut să plantez mai devreme. Dar la anul, sigur, va fi mai devreme. Când ați plantat roșiile? Pe 4 martie. Ele erau pregătite inițial să le plantăm pe 20 februarie, dar a fost episodul acela de iarnă și mi-a fost frică. Iarna din primăvară. Da. Roșiile arată foarte bine, trebuie și să spunem. Și sunt foarte gustoase. O să și gustăm. Da. Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă tehnologia de cultivare, câte tratamente folosiți, dacă păi, irigați? Tratamentele sunt periodice, conform unui plan. Mergem pe niște tratamente la 10-12 zile. Irigăm zilnic acum cantități mai mici de apă ca să nu excesul din orice ar fi el dăunează și atunci o să mergem pe cantități mici zilnice. Îngrășăminte folosim niște îngrășăminte organice din reziduri de pasăre. Ce pot să spun? Cam asta presupune, trebuie să fii lângă ele în permanență, de multe ori și ajustăm, dacă cumva este vreo invazie de dăunători, atunci intervenim cu un tratament. Ați avut probleme deosebite în acest an? Nu, fiind o cultură extratimpurie, sunt mai protejat din punctul ăsta de vedere. Dăunătorii și bolile apar primăvara, dar dăunătorii cu preponderență vara și atunci noi deja 10 zile, 12 zile o să defrișăm cultura. Scap de perioada asta. Plantele tinere mai au. Cum ați văzut acest sprijin de minimis pentru tomate? Pentru mine a fost de mare ajutor, pentru că altfel la cultura de tomate volumul de muncă este foarte mare și costurile automat sunt foarte mari, necesită multe operațiuni de la plantare, copilire, cărnire, legare, stropitul, fertilizările, deci sunt foarte multe operațiuni față de cultura de căpșuni sau cea de zmeură și atunci toate astea implică bani și orice bănuț venit e un sprijin real, mai ales dacă investim banii într-o tehnologie mai bună sau mai modernă. Pe mine m-a ajutat foarte mult centrala, pot să spun, pentru că am reușit să valorific primele recoltări. Cât a fost investiția în centrală? Păi 21.000 de lei. Deci 210 milioane vechi. 210 milioane vechi, da. Dar rentează. Cu manoperă, cu tot, eu zic că rentează. Avantajul este că ieși mai devreme, costurile sunt mai mari, dar nefiind așa de mulți oameni pe piață, reușești să scapi între ghilimele, să-ți vinzi marfa mai ușor. Văd în fața noastră și un solar cu ardei. Aș vrea să mergem și acolo să vorbim puțin și despre cultura ardei.
Aici avem cultura de ardei. Văd ardei gras, ardei capia, da? Avem ardei gras și capia pe o suprafață de 350 de metri pătrați. Am pus câte puțin din fiecare, tot ca să avem pentru piață. Sunt deja aproape gata, cel puțin cei da, gras. Da, pe ei recoltăm de vreo 2 săptămâni din el, cam cât ne trebuie pentru piață, încă mai este. Și capia este foarte bine dezvoltat. Cultura se prezintă bine, nu avem niciun fel de problemă. De când începeți lucrul în cultura ardeiului și ce presupune până la acest pe moment? Ardeiul l-am plantat imediat după tomate, undeva pe 10 martie, pentru că solariile sunt dublate, au 2 rânduri de folie și atunci am putut să plantez mai timpuriu. Încep recoltarea imediat după roșii, roșiile imediat după căpșuni, încerc să fac o înlănțuire așa a culturilor. În total, ce suprafață cultiv cu ardei? 350 de metri pătrați în solar și cred eu că mai sunt undeva la 2000 de metri pătrați în câmp, dar este o formă de spațiu protejat, o să vedeți și acolo. Am făcut un sistem de protecție cu plase de umbrire, care au și rol antigrindină, să ne protejăm de viitoarele pericole. Care ar fi cea mai rentabilă cultură pe care aveți în spații protejate? Căpșunul. Din punctul meu de vedere, pentru că este o cultură care nu necesită atât de multă muncă pe tot timpul anului, iar cantitatea de producție, e concentrată într-o lună, recoltarea durează doar o lună, automat și bănuții vin într-un timp mai scurt. Iar în câmp, ce specii avem? Pe ei la ardei capia avem misinii de la Klastorf, avem vinete Aragon, roșiile Zbobchia de la Singenta, sunt roșii determinate, nu necesită palisare, și ardeiul gogoșar este Cornel. Cornel este un ardei care se pretează la cultura în câmp și la noi în zonă este... Cum a fost acest an din punct de vedere meteorologic? Pentru că am avut un an dificil. Vorbesc atât de cultura în spațiu protejat, cât și cea din câmp. Cum le vedeți? A fost destul de dificil. Am întâmpinat probleme cu cantitățile de zăpadă și pe solar și printre solarii. Accesul a fost destul de greu. Automat ne-a întârziat și perioada de plantare. Dar cumva am recuperat pe parcurs, că anul ăsta, culmea, am trecut din iarnă direct în vară și plantuțele ulterior s-au mișcat destul de bine. Costurile au fost, în schimb, mai mari cu încălzirea și atunci vedem la sfârșit de sezon, când o să tragem linie, dacă este vreo diferență, da, față de anii trecuți. Câteodată, dragii mei, stau și mă întreb câte lucruri mai pot face cei de la Romvac. Câte medicamente bune pentru noi, pentru animale, pentru agricultură, oare câte noutăți vor mai avea? Eu zic că în fiecare emisiune trebuie să stăm alături de ei, pentru că ne vor surprinde de fiecare dată. Astăzi, cu siguranță, vom afla niște noutăți despre care nu știm nimic, dar care cu siguranță ne vor folosi. Bine v-am regăsit, suntem din nou în cadrul companiei Romvac. În ce departament? Cel de fitoterapie, iar astăzi vom prezenta 2 noi produse care vor, sper să ajungă la dumneavoastră în această lună. Ce produse și căror afecțiunile sunt adresate? Deci haideți să începem pe unul care cred că este de cel mai mare interes, de fapt, pentru că vom vorbi despre o maladie de tip infecțios la rumegătoare, care se numește papilomatoză. Este produsă de un virus care are mai multe, bineînțeles, tipuri tulpini și așa mai departe. Nu intrăm în amănunte de acest gen. Și care se manifestă, cum se știe foarte bine, sub formă de veruci sau negi, care de fapt ei se negi, numesc... Negi, cum îi cunoaște toată lumea. Cum îi cunoaște, sau veruci, cum iarăși îi cunoaște, dar ei de fapt se numesc papiloame. Acestea, după cum se știe, au diverse... afinități pentru diverse părți ale corpului, dar noi prin acest nou produs pe care l-am creat sperăm să putem răspunde la măcar cele 3-4 tipuri de tulpini de virus care produc această boală infecțioasă. Ea este endemică, adică este destul de răspândită, produce nu
pagubă materială, cât faptul că este o maladie care dă un disconfort animalului în momentul mai ales când este muls. Corect. Dacă aceste veruci sunt pe mamelă, la cai, de exemplu, de obicei îi întâlnești mai ușor în regiunea orbitală. Se poate găsi și în zonele cu mai sensibile ale animalului, cât și cea cutoanată. Ce conține acest produs? Sunt trei tipuri de plante și încă un ingredient, n-au să vă spun formula. Este secret de producție. Deocamdată, da, este încă un secret de producție, dar este o combinație sinergică destul de puternică, pentru că din tot ce am experimentat noi în teren, am avut rezultate pozitive care au început să se arate după 7-10 zile de la prima aplicare. Deci o aplicare pe zi sau cum? O aplicare pe zi. Și deci cam în 15 zile deja se vede aproape vindecarea. Dar deci, pentru că vorbim de fitoterapie, 100% este un produs natural. Da, este. Deci nu are absolut, absolut nimic care să fie pe parte chimică. Da, și al doilea produs? Iar cel de-al doilea produs se numește dermacicatrat. Da, acesta. Este un unguent cicatrizant, bineînțeles fiind la fitoterapie, deci aici ne referim la un unguent care are ca bază ceara, are uleiuri volatile și, bineînțeles, două tipuri de plante pe bază de tincturi și fără nici iarăși niciun fel de conservant. Că de fapt ideea noastră, când poate nu mă exprim corect când spun că nu am nimic chimic, aș vrea să spun mai bine în sensul că nu am conservante în ele. Deci e foarte bine de știut acest lucru. Deci asta, de fapt asta vreau să spun, corect este să spunem că nu au conservante. Și cum se administrează acest produs și pentru ce? Se aplică, deci se aplică în cazul eczemelor, se aplică în cazul noi escarelor, pentru că și animalele fac escare, nu numai oamenii, și se poate aplica și în arsuri de gradul 1. Pentru refacerea dermului. Deci cam asta este ideea. Bineînțeles că gama se poate lărgi. Dar în principal cam asta este afecțiunea. Ați pomenit și mai devreme că nu vreți să ne divulgați din secretele de producție. Este și normal până la urmă să fie așa, dar sunt convinsă că există un întreg proces de studiu în spate, cercetări, oameni care vă ajută. Da, am chiar lângă mine, am pe colaboratoarea mea. Eu sunt cea care creez, dar câteodată impulsurile și vin și din afară. Pentru că este bine că noi lucrăm întotdeauna aici la Romvac, lucrăm în colectiv. În echipă. Deci în echipă și întotdeauna, deci poate îmi vine o idee sau poate vine unui coleg o idee și de acolo pornim și o dezvoltăm și lucrăm împreună. Și mai ales această colegă cu care eu lucrez, ea supervizează, este doamna inginer Predescu, ea supervizează producția. Pentru că este extrem de minuțioasă și este omul amănuntelor, ceea ce eu nu sunt. Este bine că lucrați în echipă, este și cel mai important până la urmă, pentru că produsul final, rezultatul muncii, clar este un rezultat al muncii în echipă. Vă felicităm pentru acest lucru și mult succes. Mulțumesc. În continuare să ne reîntâlnim cu alte noi produse. Mulțumesc! Într-o lume atât de aglomerată, bacteriile ne amenință la tot pasul. Când bacteriile sunt rezistente la antibiotice, suferința este a ta, dar și a celor din jur. În lupta împotriva rezistenței la antibiotice a apărut ImmunoInstant. ImmunoInstant acționează specific asupra microorganismelor rezistente la antibiotice. ImmunoInstant, o speranță pentru fiecare. Nou de la Romvac. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Da,
dragii mei, și acum vom călători unde? În Dobrogea, în Sorita Dobroge. Vreau să vă spun că acolo a avut loc un eveniment dedicat culturii rapiței, dar nu în câmp, așa cum v-am obișnuit, ci într-un loc absolut special. Este atât de special încât eu sunt tare curioasă să aflu ce și cum. Dumneavoastră, nu? Forumul cultivatorilor de rapiță, eveniment organizat de compania Corteva, a reunit la Crama Viișoara fermieri din județele Constanța și Tulcea. Dacă 2016 a fost anul rapiței, nu același lucru poate fi spus despre acest an. Tocmai de aceea, fermierii sunt interesați de soluții pentru a crește profitabilitatea fermei. În cadrul evenimentului, aceștia au avut parte de analize, de sfaturi și recomandări din partea specialiștilor. Suntem în Dobrogea la un eveniment dedicat rapiței, dar nu în câmp, așa cum poate ne-am fi așteptat și noi, presa de specialitate, dar și fermierii. Am avut, de fapt, mai mult un simpozion. Bună ziua, numele meu este Ivașcu Cristian, sunt director de vânzări al companiei Pioneer pe această zonă, mai nou sub numele la Corteva. Știu, mi s-a pus foarte des întrebarea asta. Am vrut să schimb un pic conceptul și am adus fermieri din Dobrogea, au fost aproximativ 40 de fermieri din Dobrogea, unii dintre ei care cultiva în de an peste 300 de hectare de rapiță din această cultură. Și de ce am vrut să fac în sală? Am vrut să fie o discuție și mai multe păreri din mai multe zone. Când mergem, facem un simpozion în câmp, de altfel am făcut și noi în trecut, ai decât un câmp, ai decât o situație. Eu am vrut să provoc să discutăm și să aducem în vedere mai multe situații și mai multe probleme care intervin la această cultură, de altfel foarte importantă pentru această regiune. Într-adevăr, am văzut și prezentările colegilor dumneavoastră, au fost expuse mai multe probleme cu care s-au confruntat fermierii din această zonă a țării, din Moldova, din Oltenia, dar aș vrea să facem și un scurt rezumat. Ce a însemnat acest an agricol, chiar dacă nu s-a încheiat, nu a fost recoltată rapița, ce a însemnat acest an în ceea ce privește rapița în Dobrogea? Dinamica suprafețelor pe aceste două județe este destul de activă. Anul ăsta se vor recolta în jur de 87.000-88.000 de hectare pe cele două județe. Această suprafață nu a întâlnit cele mai bune condiții anul acesta. Este clar că anul ăsta nu o să mai avem aceleași recorduri, aceleași producții foarte bune. Care au fost principalele probleme cu care s-au confruntat fermierii din Tulcea, Constanța, că și despre aceste două județe vorbim? Da. Principalele probleme au survenit încă din toamnă, din lipsa condițiilor de răsărire, lipsa precipitațiilor de după semănat sau din timpul semănatului au fost destul de gravă pe areale foarte mari. Sunt areale foarte mici pe Dobrogea, care a reușit cultura de rapiță. În rest, au fost suprafețe foarte mari care s-au întors. Pe acest considerent, noi și anul trecut am avut acest, pe care l-am amintit în acest forum, acest program de marketing care se numește Cultivă rapiță fără pierderi. Ce facem cu acest program? Mai ales pe zonele cum sunt Dobrogea, în care avem probleme cu lipsa de precipitații și avem probleme cu răsărirea, vrem să venim în sprijinul fermierilor ca să fim părtași și să ne asigurăm, să ținem și noi o parte din riscurile pe care ei le au de nerăsărire. Înțeleg că au fost fermieri înscriși în acest program. Chiar și domnul Albu, la care facem acest, probabil că și ăsta este un pas bun în colaborarea bună pe care o avem cu dânsul. Am trecut, dânsul a semnat aproximativ 500 de hectare din hibrizi totalitate Pionier. Nu au răsărit, programul a fost făcut ca la carte, cu constatări, a trebuit să-și întoarcă să pregătească pentru o reînsămânțare și dânsul nu a plătit în totalitate sămânța. Acest program îl avem și anul ăsta. Repet, venim în sprijinul fermierilor și ne asumăm o parte din risc alături de ei. Domnule Albu, deși suntem în vie, la Crama Viișoara, astăzi totuși ați găzduit un eveniment pentru cultură mare, rapiță, în compania celor de la Corteva.
Da, așa este. Aici, la Viișoara, la Crama Viișoara, unde avem o dotare satisfăcătoare sau de excepție, unde putem primi și găzdui orice eveniment. Astăzi, compania Corteva a ținut un forum legat de tehnologia cultivării rapiței, la care a participat un număr impresionant de fermieri. Practic a fost un forum în care s-a discutat de o parte și de cealaltă. Compania a venit cu soluții tehnice, cu exemple din producție. Producătorii agricole au fost chiar foarte atenți și cred că a fost și o lecție în care și unii și alții am avut de învățat. De ce? În cultura rapiței, așa după cum am spus și în cuvântul meu acolo și au remarcat și alții colegi, dacă avem tot ce ne trebuie ca tehnologie, ca sămânță, ca îngrășăminte chimice, pesticide pentru tratamentele respective, dar rapița este foarte pretențioasă la umiditate în perioada însămânțării. Noi aici unde ne regăsim în Dobrogea, mai totdeauna, în fiecare an, am avut probleme cu deficitul de precipitații și am mai ridicat noi probleme, pentru că dacă avem tot ce ne trebuie legat de sămânță, legat de pesticide, de inputuri, cum le spuneți dumneavoastră, dar pentru ca să dovedim seceta, producătorii agricoli din Dobrogea deja a început să aplice măsuri care să ducă la atenuarea secetei și deșertificării, așa cum ați văzut la Viișoara, perdele forestiere, soiul rezistent la arșiță și la secetă, tehnologii care din mai puține treceri să facă o gamă cât mai mare de lucrări în așa fel încât să păstrăm rezerva în sol. Pot să vă spun că azi a fost un succes întâlnirea de astăzi între compania respectivă și producătorii agricoli din Dobrogea. Spuneați și în prezentarea noastră că dumneavoastră ați întors această cultură în acest an. Nu am, așa este, am semănat aproape 500 ceva de hectare la suprafața care avem noi, de aproape 6.000 de hectare. N-am avut umiditate de răsărire și n-am avut densitate, am urmărit cultura și în momentul în care, dacă am văzut că nu este o cultură reușită, am întors-o. Motiv pentru care în anul acesta n-am avut la recoltat nici măcar un hectar de rapiță, dar am semănat orz, unde am obținut aproape 7 tone la hectar, l-am și terminat de recoltat, l-am și vândut, am și încasat banii și s-a compensat, da. Noi vă mulțumim pentru găzduire, pentru detalii și mult succes în activitate. Și noi vă mulțumim pentru participare și vă mulțumim că dumneavoastră presa și mai ales postul de televiziune pe care îl reprezentați, din totdeauna ați fost în mijlocul producătorilor agricoli, ne-ați adus exemple de la care noi am avut de învățat. Fermierii participanți la eveniment au adresat întrebări, au primit răspunsuri, iar concluziile le aflăm chiar de la ei. Astăzi ați participat și la un simpozion pe ceea ce înseamnă rapiță în Dobrogea. Cum vi s-au părut prezentările de aici, cum vi s-au părut concluziile, dacă putem spune așa, și bineînțeles opiniile colegilor fermieri. Deci, noi lucrăm cu firma Pioneer, nu numai pe rapița care s-a prezentat astăzi, lucrăm și pe porumb, lucrăm și pe floare cu ei, avem chiar niște loturi făcute cu ei. Îi știm hibrizii care iau la rapiță. I-am avut asemănații în toamnă, s-a avut o politică și destul de corectă cu noi, că în condiții în care nu ies din cauza secetei, ne returnează banii și nu iau banii pe semânță, ceea ce s-a și întâmplat. Chiar îi vreau să-i felicit. Vin cu lucruri noi în permanență, este o firmă deosebită, a luat amploare acum cu noua structură. Deci ei vin de la semințe, tratamente, absolut tot. Prezentarea a fost destul de bună, înțelegeți? Mă bucur că au venit colegi de-ai noștri, mă bucur că sunt majoritatea cultivatori de Pioneer și produse acum și inputuri de la Pioneer și mă bucur fiindcă domnule au găsit soluții. Au găsit soluții pentru substanțele astea pe care Uniunea Europeană cât de curând nu ne mai dau derogări.
Ei, eu vin cu cercetare, fac cercetare, se cunoaște că investesc foarte mult și programul de rapiță care l-au prezentat dată mi se pare chiar foarte bun și deosebit. Deci nu vă descurajați și la anul veți încerca sau toamna aceasta asemănați din nou rapiță? A, asemănă în fiecare an, că asta ne e menirea. Facem producție, facem, noi trebuie să mergem înainte, nu putem lăsa pământul nelucrat. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a ajutat în fiecare an, chiar dacă la unele culturi n-am obținut produsele extraordinar de mari, am obținut la celelalte și una peste alta vreau să vă spun că suntem niște luptători și care într-adevăr învingem în lupta asta cu agricultura, cu terenul. Întâlnirea de azi a fost o întâlnire foarte bună, chiar am învățat lucruri noi și v-am înțeles că vin cu hibrid și cu soi adaptate pentru condițiile climatice din România, pedoclimatice. Și asta mă încântă și chiar am vorbit cu un vânzător de la firma respectivă să fac pe 200 de hectare să pun rapiță de la ei. Este nemaipomenit pentru că îmi spuneați puțin mai devreme înainte să începe interviul faptul că în acest an n-ați semănat rapiță. Am semănat rapiță din cauza condițiilor. Am pregătit terenul, dar nu mi s-a părut prielnic pentru rapiță și toate că avem rapiță în magazin, am preferat să nu o semăn decât să mă chinu și să pun altă cultură, grâu sau orz, care nu era la fel de pretențios. Dacă terenul este pregătit foarte, foarte bine, nu semăn rapiță. Care sunt pronosticurile înainte de recoltatul rapiței, care sunt așteptările la nivel național, aflăm chiar de la directorul companiei. Domnule Jean Ionescu, dacă anul trecut vorbeam despre anul rapiței, nu același lucru putem să-l spunem în acest moment. Care sunt semnalele din țară, de la colegii dumneavoastră, de la promotori, de la reprezentanții zonali, cum se prezintă rapița în acest an și care ar fi predicțiile, ca să spunem așa, ce am putea să ne așteptăm la recoltat? Bună ziua! Da, România, din păcate, nu are un an foarte bun, a spune, la rapiță. Din contră, e un an semnificativ inferior ca și nivel productiv față de anii precedenți. România vine după 3-4 ani foarte bun la cultura de rapiță, cu medii între 2,7 și 3 tone. E clar că în anul acesta, datorită condițiilor foarte secetoase din această toamnă, din toamna trecută, practic, n-avem cum să avem o cultură de excepție. Seceta din primăvară, de asemenea, și-a spus cuvântul. Noi vedem undeva o producție semnificativ mai mică față de anul trecut, undeva între 1,8 tone și 2 tone, ca și medie națională. O scădere, practic, de 40% decât în anul precedent. Sigur, sunt fermieri în România care și în acest an vor realiza producții ridicate. Și am anumite zone în cap, vorbesc în special de nord-vestul României, vestul în general, în Oltenia e posibil să avem câteva zone cu producții foarte bune, Muntenia de asemenea are undeva la 20% din suprață cu 20-30% din suprață cu producții ridicate. Chiar în această zonă, practic în Dobrogea, vom avea anumite microzone care au beneficiat de o pluviometrie superioară, în special în toamnă, unde rapița va depăși, credem noi, producții medii de 3,7-3,8 tone pe hectar. Care sunt oportunitățile pe care compania dumneavoastră Corteva, iată, în acest moment le oferă fermierilor? Pentru că știu că avem și un program special care are un trecut în spate. Cum stau lucrurile în acest moment și care sunt noutățile în ceea ce privește hibrizii de rapiță? În acest moment, Corteva AgriScience este compania care, a spune, este lideră în cultura de rapiță ca furnizor de semințe și produse pentru protecția plantelor. De ce? Vă dau doar un exemplu, Galera Super este un produs care domină piața erbicidelor la rapiță prin performanțele lui. De asemenea, venim cu niște soluții în viitorul nu foarte îndepărtat, excepționale din punct de vedere al erbicidării de toamnă și de primăvară în cultura de rapiță, iar din punct de vedere al produselor, hibrizilor de rapiță pe care îi oferim. În acest an venim cu două soluții genetice de ultimă generație, e vorba de PT275 și PT271, care alături de PT264 și 225 credem că vor avea un cuvânt greu de spus în
productivitatea hibrizilor de rapiță. Nu vă ascundem că deja hibridul PT264 poate fi considerat lider în scuturare în momentul de față și lider în productivitate. Nu uitați de soluția pe care Corteva AgriScience o oferă în acest an referitoare la tratamentul semințelor, practic produsul insecticid Lumiposa. Este o substanță activă siantraniliprol care rezolvă problema dăunătorilor în cultura de rapiță până în faza de 21 de zile după răsărirea culturii. Credem noi cu argumentele care vi le-am dat că putem fi numiți compania numărul 1 în rapiță în România fără echivoc. Iar rezultatele programului Cultivă Rapiță Fără Pierderi, cum au fost? Pentru că știu că la nivel național au fost foarte multe suprafețe care s-au întors, cum se spune, au întors rapița fermierii. Da. Este un program de marketing care se referă la practic condițiile de secetă din, se cunoaște cea mai dificilă problemă în România în cultura de rapiță este seceta din perioada semănatului, respectiv jumătatea a doua lunii august și începutul lunii septembrie. Prin acest program dăm posibilitatea fermierilor să opteze foarte timpuriu pentru hibrizii și tehnologia, să spunem, Corteva pe care o oferim, dar dacă se întâmplă ceva cu cultura și nu răsare sau fermierul din vari motive, chiar dacă a răsărit, consideră că acea cultură nu este o cultură care promite, cultura se întoarce, se poate însămânța altceva, iar prin intermediul distribuitorului de la care a cumpărat sămânța, noi îi oferim practic cu titlu gratuit. Practic nu plătește această sămânță dacă ceva se întâmplă și nu îi place cultura respectivă, din condiții, bineînțeles, legate de secetă. Este o campanie care va fi disponibilă și în acest an, pentru că, iată, nu mai este mult și ne apropiem de pregătirea terenului și de semănarea rapiței. Da, e o ofertă pe care o avem disponibilă până la data de 31 iulie. Este foarte important ca fermierul să opteze pentru hibrizii respectivi, să aibă voucher completat și introdus de către reprezentanții noștri în sistem până la data de 31 iulie. Programul de secetă, ca o subliniere a spune, este disponibil numai dacă fermierul optează pentru variantă timpurie comercială, deci acel voucher semnat cu colegii reprezentanți de vânzări Pioneer până la 31 iulie. Următorul material, dragilor, este un apel. Un apel către toți investitorii interesați să contribuie la dezvoltarea economiei românești prin dezvoltarea unor afaceri în comunitatea rurală. Astăzi vom merge într-o comună frumoasă, Mitreni, în județul Călăraș, să vedem cât este de dezvoltată și ce oferă ea investitorilor. Comuna noastră a fost înființată prin anii 1815, când ciobanii veneau cu oile și s-au așezat pe malul Argeșului. Datorită apelor care primăvara și când veneau mai repezi îi inundau, s-au mutat tot mai spre deal și în felul acesta s-a format satul Clătești, satul Mitreni și Valea Roșie. Avem 5.800 de hectare de teren. La ultimul recensământ a înregistrat 4.150 de persoane. Comuna noastră a beneficiat prin anii 2004 de un proiect pe alimentare cu apă. Valoarea lui a fost în jur de 800-900 de mii de euro. Proiectul a fost bine implementat, doar că la vremea aceea, datorită neînțelegerilor dintre oameni, dintre primar și viceprimar mai precis, s-au făcut niște sesizări pe la procuratură, instanțe judecătorești
și ne-am judecat până în decembrie 2017. Un lucru care ne-a îngreunat foarte mult situația a fost că instanța a hotărât ca primăria să plătească 1.226.000. Această sumă am putut-o amâna până la 1 mai, când a devenit arierat și știm că dacă trec 90 de zile, îți blochează conturile și nu mai poți funcționa. Am reușit, printr-o economie în ultimii 5 ani, să realizăm niște economii de peste 7 miliarde și am mai pus din bugetul local 5.200.000 și am reușit, am achitat această datorie istorică. Din venituri proprii, chiar dacă sunt foarte mici, da, bine gândite și bine repartizate de Consiliul Local, ele ajung și la cetățean. Noi ne-am organizat prin înființarea unui SRL de servicii în cadrul primăriei, primăria fiind administratorul, patronul acestui SRL, asociatul unic al acestui SRL, și ei execută serviciile. La ce ne ajută lucrul ăsta? Ne ajută că nu mai sunt prețuri mari și intervine atunci când noi avem nevoie. Tot cu sprijinul acestei societăți înființate de noi, reușim să ne facem și micile reparații la școli, la partea administrativă, școală, biserică, primărie. Aveam această problemă și cu salubrizarea, dar spre norocul nostru a apărut o firmă specializată în salubrizare. La ora asta este o fază incipientă, o fază de început în care nici ei nu și-au reglat foarte bine tirul pentru acest serviciu, dar încet, încet se pare că fac pași optimi pentru rezolvarea problemelor în comunitate. O să sprijinim și noi ca cetățenii să nu mai arunce gunoaiele peste tot. Am încercat ca să punem camere de luat vederi pe tot cuprinsul drumului comunal, la școli, și am reușit, într-o bună măsură, să punem 15 camere, dar nu este suficient. Mai trebuie să mai punem în punctele unde ei mai opresc mașinile, să vedem ce mașini și din ce mașini anume se aruncă gunoaiele astea. Am pus aproape la fiecare stâlp de curent câte o lampă. Unde n-am avut, am pus bidoane de plastic, dar am iluminat locul. Am reușit să schimb din cele peste 700 de lămpi. Anul trecut 300 și le-am pus pe LED-uri din surse proprii. Dacă nu am fi avut acest mare ghinion cu această datorie istorică, să plătim 12 miliarde, puteam anul ăsta să rezolvăm integral prin forțe proprii tot ce înseamnă iluminat public. Din punct de vedere al drumurilor în comuna noastră, nu pot să mă laud că avem, în comparație cu comunele care sunt mai compacte, noi avem 3 sate, suntem întinși pe o suprafață de 54 de kilometri de drum. Am reușit în primul mandat să le pietruiesc în proporție de peste 90%. Au mai rămas cu pământ mai puțin de 10%. Am reușit în mandatul trecut să fac 7-8 km chiar de asfalt, 7100 într-o fază și 900 de metri într-o altă fază, deci în jur de 8 km. Am proiect aprobat și finanțat cu contract de finanțare pentru încă 10 km. În fiecare sat
avem școală, grădiniță și dispensar. În satul Clătești, în schimb, copiii erau foarte puțini și nu îndeplineau condițiile pentru a angaja un profesor, un învățător care să predea. În felul acesta am introdus un microbuz pentru elevi și îi deplasăm din satul Clătești în comuna Mitreni, în satele Mitreni și Valea Roșie. La fel și cu grădinița, nici ea n-a mai întrunit la un moment dat numărul de copii și am fost nevoiți să-i luăm, să-i ducem la grădinița din satul Mitreni, pe care am renovat-o, am mobilat-o și care arată bine și poate să-și desfășoare în condiții bune copiii de acolo orele. La Valea Roșie avem mari probleme. Avem deja un proiect depus pe PND-le de ani mulți și tot îl redepunem. În schimb, nu s-a luat nicio hotărâre. Spre surprinderea mea, ne-a ridicat și autorizația de la Școala Valea Roșie. Nu este atât de degradată, dar oricum nu îndeplinește condițiile după STAS. Și spre surprinderea mea, n-am fost sprijiniți în obținerea acestor bani ca să le creăm copiilor condiții. Avem în curtea școlii la Valea Roșie, unde sunt și copii mai mulți și unde nu este grădiniță. Acum este ridicată din pământ, suntem undeva la planșeu, mă refer la grădinița cu 3 săli de clasă, cu program normal. Iarăși o mare realizare a comunei noastre a fost când Consiliul Local împreună cu viceprimarul și cu colegii de la SRL ne-am apucat și am făcut terenul de fotbal. Este închis, are vestiare, are un gazon bun. Încă din vremea comunistă, pentru fabrica de conserve Valea Roșie, aici era baza producției de legume în comuna noastră și nu numai, pe o rază de 40-50 de kilometri. Mi-ar place să cred că cineva își dorește să facă o fabrică de conserve, pentru că legumele s-ar dezvolta, se dezvoltă foarte bine în zona asta. Și oamenii sunt pricepuți, buni tehnicieni în fabricarea conservelor. Deci cel care s-ar gândi să facă o fabrică de conserve ar avea succes aproape sigur. La fel de bine s-ar putea face investiții în tratamentul balnear. Există un lac cu 20 de hectare de luciu de apă, în care există o cantitate imensă de nămol terapeutic, testat de laboratorul de balneologie fizică București. Avem buletine de analiză făcute pe apa și nămolul din lacul Mitreni și testat practic de cetățeni în fiecare vară, vin la lacul Mitreni și iau nămol și își dau singur pe corp și fac tratament și băi de soare. Cel care vine un an, vine și al doilea. Spre necazul nostru și spre rușinea mea ca primar, n-am reușit să amenajez această zonă, lăsând-o pe locul 2, eu fiind proprietar la o bună bucată de teren de acolo și pentru a nu da naștere discuțiilor în comunitate, am încercat să o las cât mai departe. Dar nu este bine pentru alții care au nevoie de acest lac, de acest tratament. Asta a fost.
Emisiunea de astăzi s-a terminat. Asta nu înseamnă că nu ne revedem și duminica viitoare, nu, dragii mei? Pentru că întreaga redacție este în țară ca niște albinuțe harnice, harnice să culeagă tot felul de materiale interesante pe care să vi le oferim. Avem multe povești a vă spune, multe sfaturi a primi și vreau neapărat să ne revedem duminica viitoare fix la aceeași oră aici la Agro TV. Până atunci vă doresc o săptămână frumoasă, să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, a mea, a ta, a ta, oriunde ne-am afla. Și pentru că astăzi este ziua universală a ei, ne aflăm în plin plai românesc. Toate cele bune! Emisiunea a fost susținută de Romvac, tradiție și inovație în medicină, și AgroSell, profesionistul dumneavoastră în semințe.